răceală, dureri de cap, de spate, o mulțime de farmacii, o mulțime de medicamente. Nu are nimic legător cu emisiunea noastră, nu? Ei bine, are. Listând zilele acestea magazinele de aplicații, am fost plăcut surprins când am dat de una legată de sănătate. Astăzi vă prezint aplicația eFarmacia, care vă ajută să găsiți medicamentele de care aveți nevoie în locul cel mai potrivit. Plus că a început primăvara, toți răciți, cu muci, regușiți, așa că să-i dăm start. Această aplicație se eliberează fără prescripție medicală. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă dezvoltatorilor sau aruncați telefonul la gunoi. eFarmacia este o aplicație care vă permite să planificați cumpărăturile la farmacie fără a ieși din casă. Din start, puteți introduce denumirea preparatului pe care îl căutați, ceea ce am să fac și eu. Dacă nu știți denumirea exactă a produsului, nu este nimic. Aplicația vă va oferi sugestii. Desigur, o problemă sunt abrevierile care nu prea mulți le înțeleg, ca spre exemplu eu. După ce ne-am ales produsul, aplicația ne permite să selectăm regiunile în care dorim căutarea produsului. Aici sunt orașe unde există farmacii Felicia, iar pentru capitală totul este împărțit pe sectoare. Încă nu am înțeles de ce există două de Chișinău Centru, dar în fine. În final, aplicația ne arată detalii despre produsul ales, țara de proveniență, prețul desigur și filialele unde poate fi găsit acesta. Un lucru și mai comod pentru cei care nu prea o au cu străzile este localizarea și direcția pe hartă spre farmacii. Iar pentru a vă asigura că ceea ce doriți să procurați se află în stocuri, există opțiunea de apel către o anumită filială. Din păcate, această funcție lucrează doar pe iOS, dezvoltatorii spunând că în curând vom putea suna și de pe Android. Contează foarte mult că aplicația chiar lucrează. Spre exemplu, zilele trecute trebuia să cumpăr un medicament pe nume Dexalgin. Acesta era disponibil la filiala de pe strada Mihai Eminescu. Când am fost la farmacie să verific, medicamentul chiar era în stoc. Totuși, aș fi vrut ca în listă farmaciile să apară în dependență de locația mea, cele mai apropiate la început și deja restul la sfârșit. Așa ar fi mult mai comod. eFarmacia este disponibilă în limbile română și rusă, denumirile produselor însă vor trebui scrise doar în limba română. Chiar și așa, aplicația este un bun început pentru a nu bate drumul degeaba până la farmacie, sau invers, pentru a ști mai exact unde trebuie să mergi. Dar și un stimul pentru restul concurenților de a scoate astfel de aplicații. La moment, eFarmacia poate fi downloadată gratuit pe iOS și Android, dar dezvoltatorii ne-au spus că dacă aceasta va beneficia de popularitate, o să apară și o versiune pe Windows Phone împreună cu multe alte noutăți. Cam atât pentru astăzi, linkurile ca de obicei acolo în descriere, iar în comentarii vă rog să ne spuneți dacă ați folosit o astfel de aplicație. Nu uitați nici de like-uri și desigur dacă încă nu ați făcut-o, apăsați butonul subscribe. Cu voi a fost Vicu, vă doresc să ajungeți cât mai rar pe la farmacii.